Lucru Noi, prima cântare care am compus-o împreună și nici măcar nu ne-am propus neapărat să compunem o cântare în seara respectivă. Mm-hmm. Ne-am întâlnit la un timp de închinare, în principiu. Când spune nu vă mai gândiți la ce a fost înainte, nu vorbește despre lucruri rele. Așa e. Ci dimpotrivă vorbește despre minunile pe care le-au văzut. Dar uite, inclusiv pentru noi, pentru viața bisericii, Dumnezeu ne spune nu vă mai ancorați în experiențele trecute. Dragii noștri, vă salutăm cu mare drag. Mă bucur așa de mult în această emisiune să am alături de mine pe Radu, pe Paul, pe Vali și pe Nicu, băieții din trupa noastră Betania Worship Dublin, cei care duc greul, cei care slujesc în fiecare duminică aici împreună cu noi. În această emisiune o să vorbim despre cântarea Lucruri Noi, o cântare care, cred că sunteți de acord cu mine, a avut un impact special aici, în mijlocul comunității noastre, dar și în afara ei. De aceea vreau să aflăm cât mai multe despre această lucrare, am vrea să explorăm puțin ce a însemnat cântarea aceasta pentru noi și, de ce nu, pentru toți ceilalți care au auzit-o până acum. Dragilor, vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp să venim, să povestim despre slujirea prin închinare, despre cântarea Lucruri Noi și despre multe alte lucruri pe care le vom aborda în această emisiunea noastră, și chiar vrem să vă spunem că ne-am gândit să facem o serie mai lungă de emisiuni împreună cu cei de la Betania Worship Dublin. Aș vrea să începem cu o întrebare. De ce credeți că cântarea Lucruri Noi a avut un așa mare impact, poate în comunitatea noastră sau chiar în afara ei? Nicu, poate să începem cu tine. Da, în primul rând vreau să zic că mă bucur și eu să fim împreună, să împărtășim câteva gânduri. De ce cântarea a avut așa un impact? Nu am neapărat o explicație decât că cred că am prins gândul lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu într-un timp potrivit. Cred că asta ar fi singura explicație. A fost o amprentă a lui Dumnezeu, adică un mesaj venit direct de la Dumnezeu pentru perioada aceea și perioada care va urma. Nu știu care ar fi altă explicație. Da, mulțumesc mult. Mă gândeam acum în timp ce spuneai asta, cu siguranță mesajul a fost unul special pentru perioada pandemiei, bineînțeles și după ce pandemia s-a terminat imediat. Dar uite că a trecut pandemia și mă îndrept către voi ceilalți, credeți oare că mesajul cântării a fost doar pentru perioada pandemiei sau mesajul cântării e ceva ce va continua să se întâmple sau poate vom vedea lucruri chiar mai mari din partea lui Dumnezeu prin mesajul pe care Domnul l-a trimis prin această cântare. Radu, tu ce părere ai? Sincer, mi-aduc aminte, știi, era 4 dimineața când am terminat așa un 80% din ea. Sunt foarte de acord cu Nicu, cu partea de inspirație divină. Și în același timp, poate ca și o completare, e o cântare îmbibată în Scriptură. Ori când vorbim despre mesajul Scripturii, ăsta rămâne tot timpul actual. Se poate aplica pentru o anumită perioadă din viață și se poate aplica și într-o altă perioadă din viață. Și poate mai mult e și mesajul în sine care vorbește despre un nou început, despre speranță pentru viitor, despre lucrări mai mari pe care Dumnezeu le va face și care se potrivește în diverse instanțe din viață când trecem prin ele. Ziceam de ora 4 dimineața, la momentul respectiv, sincer, cred că ne mai țineam greu așa și ochii deschiși, i-am pus un titlu și am plecat acasă. N-am fi și acum îmi amintesc când a zis lucruri noi, da, lucruri noi, n-am fi anticipat noi ce Dumnezeu făcea în timp ce și poate uite un secret aici, e disponibilitatea.
Poți lucra mult pe strategie, poți lucra mult pe planning, dar faptul că ești disponibil, poate uneori chiar inconștient, Dumnezeu face ceva de impact pentru că ești acolo și vrei să-L asculți. Mai mult decât ai fi gândit tu un nume sau un titlu sau să aibă impact, e lucrarea lui Dumnezeu din spate. Deci cred că inspirația lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și disponibilitatea celui care scrie de a se lăsa folosit cumva. Da, mersi mult. Mersi mult, Radu. Paul, Vali, voi ce credeți? De ce cântarea asta, poate și nu alte cântări, sau ce au făcut din cântarea asta mai special? De ce crezi că a avut un asemenea impact? Ce mi se pare mie interesant e că noi nu avem abilități muzicale mai mari decât alții, sau cel puțin vorbesc personal, strict personal, că mai bine să vorbesc personal, eu n-am abilități muzicale mai mari decât alții. Și ce a fost interesant aici, cum zicea și Radu, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze prin tine. Și ce cred că cântarea asta are, ce e special la ea din punctul meu de vedere, că multe cântări sunt bazate pe Scriptură. Sunt foarte multe cântări care sunt bazate strict pe pasaje din Scriptură, și Scriptura are putere indiferent de mesajul ei, pentru că e mesajul din partea lui Dumnezeu. Și atunci m-am întrebat, oare ce a fost special în cântarea asta, mai mult decât alte cântări bazate tot pe Scriptură? Și ce mi-a venit în minte a fost cântarea, mesajul cântării, am încercat să-l ținem cât mai autentic de cuvântul lui Dumnezeu. Inclusiv știu când stăteam și lucram la ea, cum zicea și Radu, până la 4 dimineața împreună, dacă mai țineți minte, ne-am întrebat oare cum să ținem mesajul strofelor și al refrenului, să mergem cu persoana întâi singular, adică iată, eu voi face lucruri noi, ca și cum mesajul vine din part direct de la Dumnezeu, Dumnezeu se adresează direct prin cântare, că puteam să stăm pe textul biblic respectiv și să o prezentăm cântarea ca și cum El va face lucruri noi, El va vindeca orbi, etc. Și am picat de acord toți ca să prezentăm cântarea la persoana întâia singular, nu vă mai gândiți, ca și cum vine direct din partea lui Dumnezeu. Și cred că este o putere deosebită în faptul ăsta că mesajul cântării e ca și cum vine direct din partea lui Dumnezeu și e foarte e foarte autentic pe partea scripturală, foarte, foarte autentic pe partea respectivă. Și din punct de vedere muzical, că mesajul, ok, cântarea nu e o predică. Adică e o diferență între o cântare bazată pe Scriptură și o predică, de exemplu. Ce vreau să spun e că nu contează doar mesajul, cu toate că e extrem de important. Se îmbină partea de mesaj cu partea muzicală într-o cântare și cred că cum ne-a folosit Dumnezeu în cântarea asta a fost că partea muzicală, linie melodică, etc., nu ia din puterea mesajului, că de multe ori riscul ca partea muzicală, instrumentală, etc., să fure puțin sau să ducă focusul într-o altă parte. Și cred că e o îmbinație foarte bună partea muzicală cu partea mesajului. Da. Mersi mult, Paul. Și la ce mă gândeam acum? Ați avut, sub călăuzirea Duhului Sfânt, curajul să transmiteți mesajul ca venit din partea lui Dumnezeu. Și asta e un curaj pe care cred că numai Duhul Sfânt îl dă, pentru că de obicei we want to play safe. Vrem să facem o cântare care să generalizăm, să fie cât de safe cântarea. Dar ați avut un curaj special și cred că ăsta numai Dumnezeu vi l-a dat, ca să compuneți cuvinte care să vină din partea lui Dumnezeu. Și asta o face și o cântare profetică, dar mai specială ca altele, pentru că într-adevăr, cum ai accentuat, Paul, așa a fost. Cuvinte direct ca și cum ar veni din gura lui Dumnezeu. Și cu siguranță au venit, pentru că o să o discutăm mai multe de ce a fost așa. Vale, tu ce părere ai? De ce crezi că a avut cântarea asta și nu altele un impact așa mare? Păi, după cum spunea și Nicu, ideea că cred că a fost momentul în care Dumnezeu a găsit niște inimi disponibile, a fost momentul în care noi probabil ne-am făcut disponibil, dar nu știam că Dumnezeu ne caută. Și acum parcă înțelegem mai bine că Dumnezeu de fapt ne căuta pentru momentul respectiv.
e că era moment în care, dacă ne uităm puțin, a fost chiar momentul înainte pandemiei, în care se pare că și partea aceasta, peste întreg pământ, practic, a fost afectat. Și lucrul acesta face parte din lucrurile noi care Dumnezeu ni le-a spus. Cred că este un început. Cred că un lucru care cred că ajută foarte mulți ca oameni care ascultă cântecul ăsta să se conecteze, e că foarte mulți probabil trec prin niște situații în care parcă au nevoie de un restart, de ceva, de un nou început. Și faptul că vine mesajul acesta din partea lui Dumnezeu, cum spuneam, nu spunem noi, am simțit că parcă Dumnezeu vrea să vorbească prin cântecul ăsta și parcă ne-am încercat și parcă aveam dorința să ne dăm la o parte și să lăsăm pe El să vorbească. Și că aici e mesajul puternic, de fapt, în spate stă inima lui Dumnezeu și tocmai prin aceasta, de fapt, ajunge unde trebuie și se așează unde trebuie. Mulți au nevoie de lucrul ăsta, să înțelegem că Dumnezeu va face lucruri noi, pentru că de multe ori stăm ancorați de un lucru care de fapt de multe ori ne trage mai mult în spate decât ne propulsează. Și să înțelegem că Dumnezeu de fapt are lucruri noi și pe lângă lucrul ăsta, cred că noi care suntem ca și echipă împreună știm, poate din interior să zic așa, sunt lucruri care încă nu le-am văzut împlinindu-se în ceea ce Dumnezeu ne-a spus, dar cred cu foarte mare certitudine inima mea că vom vedea lucrurile astea întâmplându-se. Amin. Deci nu doar lucruri care așa au fost. Știu că foarte mulți zic, mă, oare? Cred din toată inima, mai ales colegii mei, cred că suntem în același asimțământ. Noi vom vedea lucrurile astea întâmplându-se. Cred că Dumnezeu mișcă lucrurile și de multe ori ia un timp până Dumnezeu așează lucrurile împreună încât împreună să facem. Dumnezeu nu lucrează neapărat așa, izolat, într-un colț anume închis, ci Dumnezeu vrea să ne aducă într-o unitate, într-o legătură împreună și când suntem ready, El consideră că suntem pregătiți, Dumnezeu va face lucrarea. Și dacă ne uităm puțin așa, vedem că Dumnezeu parcă tot mai mult alocuri începe să miște lucrurile și se mișcă lucrurile la nivel mondial, se simte că Dumnezeu vrea să facă niște mișcări, o mișcare. Și cred că aici e un lucru care cred că e foarte important. De aia cred că și cântarea asta a avut așa un a fost de Dumnezeu. Dumnezeu a avut cuvântul ăsta, a avut mesajul ăsta să-l transmită pentru noi. Da, așa e, Valei. Deci ne-am dat la o parte, v-ați dat la o parte, da. Ce frumos! Bun, haideți să mergem puțin mai departe și să vedem ce mărturii ați primit cu privire la cântarea aceasta sau știu, deja îți câțiva ani și au fost multe mărturii primim pe paginile de socializare, ne spun oamenii când mergem în România cât de mare binecuvântare e cântarea asta pentru ei. Dar haideți să vorbim puțin despre câteva mărturii și îmi vine ceva în minte acum, Nicu, dacă ai vrea tu să ne împărtășești, știu că poate ai și altele. Dar dacă vrea să ne spui două, trei lucruri și despre experiența care ai avut-o la o conferință în Europa în care Dumnezeu a confirmat cântarea, lucrarea și mai mult de atâta ceea ce are El în plan ca să facă. Poate dacă vreau două, trei cuvinte despre asta și poate o altă mărturie și după aceea voi ceilalți dacă mai aveți mărturii pe care le-ați primit în mod special cu privire la cântarea asta. Da, chiar împărtășeam cu tine și cu colegii lucruri care le-am experimentat și experiența asta a noastră împreună cu soția. Am fost la o conferință în Europa și într-una din zile am avut un cuvânt profetic printr-un om care nu-l știam, nu ne cunoștea, nici noi nu-l cunoșteam și... Unul din primele lucruri care ne-a spus cu privire la noi, cu privire la lucrarea asta, la biserică, e că Dumnezeu vrea să facă lucruri noi. Și că să nu ne mai gândim la cele vechi, la cum am făcut lucrurile până acum. Dumnezeu are pregătit un nou mod de a lucra și lucruri noi. Și așa a fost pentru mine... Putea fi orice alt mesaj, dar Dumnezeu cumva să confirme dintr-o persoană și printr-o persoană care habar n-avea despre noi, nici noi nu o cunoșteam, a fost foarte încurajator și da, au confirmat mai multe lucruri, dar asta a fost unul din lucrurile care ne-au zis la început că Dumnezeu va face lucruri noi. Specific, era din altă țară, de altă limbă, da. Nu știa nimica de lucrarea de aici, da.
Mai ai altă, poate, mărturie cu privire la lucrarea asta care ai primit-o sau ai auzit despre ea? Ce-mi vine în minte e o experiență din România. Când am fost în România, mi-am împărtășit o familie. Faptul că într-o familie în care un băiețel, un băiat s-a născut orb, la un moment dat cred că a fost un intervalul de timp scurt după ce am scos cântarea Lucruri Noi, familia aceasta mărturisea cum băiețelul a început să cânte, să fredoneze prin casă cântarea asta Lucruri Noi, deși părinții au rămas cumva uimiți pentru că ei nu au ascultat-o înainte, nu știau de cântarea asta. Așa fredonând-o, băiatul lor o dat de cântarea Lucruri Noi și el și fiind orb, era uimirea asta a părinților că de unde a ascultat-o, că cumva nu avea de unde să dea de cântarea asta. Uh-huh. Și a fost așa și un pluț de credință, pe de altă parte, că Dumnezeu chiar poate face lucrul ăsta chiar în casa lor, copilul lor să fie vindecat și ochii lui să poată vedea. Da, și sunt multe, multe mărturii, cred că colegii mei pot spune și alte mărturii ale oamenilor care au fost atinși sau încurajați și Dumnezeu a lucrat prin mai mult decât ne-am anticipat noi. Da, da. Înainte să ne spuneți și voi, vrem să spunem celor care sunt împreună cu noi că ca și grup n-ați făcut încă niciun turneu, dar o să faceți un turneu în primul weekend din luna iunie și foarte interesant, prima locație, primul loc unde o să slujiți în Biserica Lucruri Noi din Botoșani. Am vorbit cu pastorul de acolo și ne spunea: măi, nu uitați, biserica noastră a început după mesajul cântării voastre și asta e o altă mărturie care pentru noi ne copleșește și ne smerește într-un alt fel. Paul, Radu, Vali, Radu, pe lângă faptul că știu că ne-ai mai trimis și acuș pe grupuri tot primim cântarea Lucruri Noi care se cântă ba nu știu ce restaurant în Dublin, e pe ecran, ba nu știu unde prin Dubai, ajunge să aibă un impact și ca instrument evanghelistic foarte interesant, adică în locuri se pune cântarea și se cântă în locuri care nu sunt neapărat biserici. Dar nu știu, poate alte mărturii despre care ați auzit. Da, acum și numai dacă te uiți la comentarii pe YouTube, sunt din când în când oameni care aleg să încurajeze așa, făcându-se vulnerabil și spunând ce a însemnat cântarea asta pentru ei în anumite momente. Poate acum una din ultimele experiențe este poate una împărtășită de una din surorile noastre, deci din biserică, care lucrează în spital. Se rula la momentul respectiv, o pus ea să cânte varianta în engleză și era o persoană în stadiu de cancer terminal, ascultând cântarea și mâncând ceva și lăcrimând în același timp, lăudând pe Dumnezeu și știind că pentru el are o altă dimensiune deja cântarea asta, gândindu-se la lucrurile noi pe care Dumnezeu le-a pregătit în viața de după moarte pentru el. Interesant că mesajul cântării poate fi aplicat în multe contexte. De asta e ușor să-l folosești și ca instrument evanghelistic, pentru că fiecare persoană la un moment dat ajunge într-un moment de blocaj în care are nevoie să existe, să audă că există ceva care aduce speranță după momentul ăla din care nu mai vede ieșire. Pe de cealaltă parte, pentru noi ca și biserică și inclusiv cuvântul profetic de care vorbea Nicu, în context Dumnezeu nu vorbește, când spune nu vă mai gândiți la ce a fost înainte, nu vorbește despre lucruri rele. Așa-i. Ci dimpotrivă vorbește despre minunile pe care le-au văzut. Dar uite, inclusiv pentru noi, pentru viața bisericii, Dumnezeu ne spune nu vă mai ancorați în experiențele trecute. Nu mai trăiți absorbindu-vă viața din ce a fost, că
eu sunt proaspăt față de voi, am pentru voi pregătite experiențe noi, n-ați ajuns la capătul meu, dimpotrivă, am, deci ea are în sine o aplicabilitate în multe domenii, de asta, cum să zic, mărturiile vin din multe, din multe zone și cele bisericești, poate și cele experiențe de viață, parte de încurajare, pe parte de, de suferință sau de boală. Da. Cuvântul Dumnezeu are impact în toate zonele. În toate domeniile vieții, așa e. Mulțumesc, mulțumesc, Radu. Paul. Eu, în primul rând, aș vrea ca cei care ne privesc să nu, adică să nu se înțeleagă greșit când vorbim de feedback-ul care îl primim și experiențele altora cu privire la cântarea aceasta, să nu se înțeleagă greșit cum că noi am vrea să luăm vreun credit din lucrul acesta, pentru că nu ne aparține nouă niciun credit. Eu cred că Dumnezeu a găsit oamenii prin care a putut lucra și transmite ce a vrut El să transmită. Pe noi feedback-urile astea ne încurajează că printr-o cântare viețile unor oameni pot să fie transformate. Că de multe ori, și cel puțin eu vorbesc iarăși personal, în trecut nu asociam o cântare neapărat cu cântare egal un potențial de viață schimbată. Asociam poate o cântare și o muzică, we need to feel good, trebuie să sune bine, trebuie să fie de calitate, etc. Acum Dumnezeu ne-a demonstrat și cred că ne-a și ajutat din punctul ăsta de vedere, că poate pentru cei care nu știu, lucrul noi, prima cântare care am compus-o împreună și nici măcar nu ne-am propus neapărat să compunem o cântare în seara respectivă. Ne-am întâlnit la un timp de închinare, în principiu. Apropo, că te întrerup, mai știi ce stresați eram să scoatem ceva calitativ, să sune bine, să... Da, deci Dumnezeu ne-a demonstrat, cu alte cuvinte, că nu calitatea e primordială într-o cântare, nu calitățile de compozitor sau de compoziție, etc. Pentru că Dumnezeu s-a prezentat atunci și cântarea a venit de la sine. Adică, cu atât mai mult că am început la 10 seara și la 4 dimineața, de mult, multe cântări durează luni de zile până scrise. Ok, da. Let the song cook, etc. Dar ce vreau să spun e că e foarte important Dumnezeu să-și găsească oamenii, aceia poate care nu se așteaptă ca Dumnezeu să lucreze prin ei în, în felul ăsta. Și iar vreau să repet, nu, noi nu ne luăm niciun credit cu privire la, la această cântare, ne încurajează și fiecare experiență ne încurajează. Eu am avut mai multe feedback-uri de încurajare pe cântarea asta, acum nici nu avem timp să le spunem pe toate și așa. Dar cred că una esențială și așa foarte tangibil a fost interviul care l-am făcut cu frate, un frate păstor de 68 de ani din America, american. Wayne Weaver îl cheamă. Mie mi-a schimbat viața și nu acest frate și nu o spun gratuit asta din multe puncte de vedere. Dar fratele ăsta păstor și încurajăm oamenii dacă au timp pot să vadă, uite, este un podcast pe asta. Dar fratele ăsta a ascultat cântarea pe românește, așa out of the blue, randomly, și ne-a spus, chiar ne-am întâlnit în birou bisericii și am fost, cred că toți, în formula asta mai mulți, și chiar foarte, foarte sincer fratele, și aici vorbim de o persoană de în etate, de 68 de ani, adică nu contează vârsta aici, în etate, de o altă cultură, american, un statut social neobișnuit, adică fratele o duce foarte bine și financiar, Dumnezeu l-a binecuvântat și financiar. Și ce vreau să spun e că Dumnezeu poate vorbi indiferent de cultură, de stare financiară, de vârstă, de limba care o vorbești, printr-o cântare de altă limbă, asta pe mine m-a șocat. Deci nu m-aș fi adică nu ne-am fi așteptat, this was, pentru mine a fost așa o experiență, adică nu... A fost chiar o minune, o minune. Și omul ăsta cu adevărat a fost schimbat. Deci a fost șocant pe noi și el ne-a încurajat foarte mult pe partea asta, nu ne-am așteptat.
nu înțelegea. Deci aici a fost, deci cred că cânta, există o prezență a Duhului Sfânt în această cântare. De ce? Nu înțelegi limba și el ne-a spus, uite, am simțit în cântarea asta că there is a broken heart. Adică vine dintr-o inimă zdrobită, da. Dintr-o inimă zdrobită. Da. Asta. Și-o prins esența. Da. O prins esența și o prins o prezență a Duhului Sfânt. Dincolo de cântare, o simțit Duhul, o simțit greutatea cântării, a fost mult mai mult decât cântarea. Din ce inimi vine cântarea, da. Și pentru mine asta a fost o experiență. Da, deosebit. Mai ales că a venit la un moment când ne povestea că era cel mai jos într-o experiență așa, da, cel mai jos moment din viața lui, când a fost un moment de unde Dumnezeu l-a ridicat și asta a fost așa o încurajare extraordinară. Da, și la ce spune Nicu, ce interesant aici, că fratele respectiv putea fi încurajat și ridicat din starea respectivă de o cântare în limba engleză. Da. Aici nu luăm creditul, noi nu vrem să luăm creditul pe partea asta, dar iarăși ni se pare foarte interesant cum lucrează Dumnezeu. El pe YouTube sau unde a ascultat cântarea putea să vină randomly. Da. Sunt sute de cântări în limba engleză. Așa, și Dumnezeu o folosi cântarea asta și el o înțeles. Aș vrea acum, pentru că mai avem doar câteva minute, poate și Vali, dacă vedem, are ceva de spus. Da. În câte limbi știți că s-o tradus cântarea? Nu știu, Radu, cred că tu ai ținut poate mai bine evidența, da, pentru că ai mai primit neapărat, din stânga și din dreapta. Te rugăm, Radu. Da. Nu. În română și în engleză am făcut-o noi. Am auzit o variantă în rusă. Știm sigur de o variantă în italiană, de una în spaniolă și de una în portugheză. Apropo, dacă e cineva care a mai tradus-o și în alte limbi, ne-am bucurat să aflăm de asta. Da. Da, asta pe lângă faptul că pe lângă variantele care, adică pe lângă numărul de limbi, apare pe YouTube în undeva la peste 40 de variante cântate de diferite persoane, de diferite vârste, de diferite aranjamente. Până la fetițe, poate am fost o fetiță sub 5 ani care cânta plină de viață cântarea. Exact, exact. Aranjament de fanfară, aranjament de chitară, aranjament instrumental. Da, eu... Da. Îi mulțumim Domnului că cântarea trece dincolo de bariere. Vali, ce crezi tu, sau poate care-i mărturia sau mărturile care le-ai auzit cu privire la cântarea asta? Acum, când ne apropiem de final. Acum nu știu cât mai apucăm să dezbatem partea asta. Acum, pe partea asta de foarte mult de media, nu sunt foarte activ. Cred că n-aș fi cel mai potrivit să vin cu feedback-ul pe partea asta. Cred că băieții sunt mai informați, mai pregătiți cu partea asta de feedback. Dar însă un lucru e clar, că unde merg, oamenii cunosc și folosesc cântarea asta pentru momente de multe ori foarte speciale și în care Dumnezeu e clar că o folosește și ne bucurăm pentru asta. Acum, feedback-uri așa personale, nu știu să vă spun neapărat ceva pe care să-l aduc acum înaintea noastră a tuturora, însă, cred că colegii ar fi mai în măsură să spună lucrul ăsta. Ce numai vreau să completez, ce mi s-a părut mie foarte interesant referitor la Pastor Wayne, e că referitor din starea care el a fost ridicat, m-am pus în situația lui în care ascult o cântare în poloneză sau în rusă, nu e relevant pentru mine absolut deloc. De ce să fac asta? Deci l-a aflat traducerea acestei cântări doar când a venit la noi după atâta timp, la noi în biserică au auzit-o pentru timp prima dată, ce înseamnă de fapt cuvintele acestei cântări. Dar de fapt totuși el nu înțelegea cuvintele, nu știa mesajul și totuși pentru el a fost life changing. Da. Aici îmi dăm seama providența lui Dumnezeu care stă în spate. Și lucrarea Duhului Sfânt, yes. Așa-i. Vreau să vă mulțumesc. Vom continua cu probabil încă două episoade pentru cei care ne urmăresc și care găsesc ziditor ceea ce facem aici cu ajutorul Domnului în Biserica Betania. Am vrea să vă mulțumim că ați fost cu noi și am vrea să vă încurajăm pe cei care ați fost îmbărbătați, zidiți de Domnul sau Duhul Sfânt a lucrat în inimile voastre prin această cântare, undeva la comments, mai jos,
puteți să istorisiți lucrarea lui Dumnezeu și minunile lui. Asta pentru că așa spune Scriptura, să vestim toate minunile lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați și fie ca această cântare să vă încurajeze de fiecare dată când o să aveți nevoie. Domnul să vă binecuvinteze!